sunt plătiți din bani publici ca să reprezinte interesele cetățenilor în Parlament și Senat. Vorbim, evident, despre senatori și deputați. Timp de 3 minute disecăm activitatea aleșilor cu puncte tari și puncte slabe. Să vedem ce fac ei pentru dumneavoastră, cei care le-ați acordat încrederea cu o ștampilă pe buletinul de vot. Astăzi îl chemăm la raport pe Mihăiță Găină, ales în circumscripția electorală numărul 23 al omița pe listele PSD. În perioada 2008-2012 a fost senator, iar din 2012 este deputat este vicepreședinte al Comisiei pentru Muncă și Prestație Socială. În ceea ce privește activitatea sa din actualul mandat, statisticile de pe site-ul Camerei Deputaților arată astfel 41 de luări de cuvânt, 35 de declarații politice, 50 de întrebări și interpelări, 40 de propuneri legislative și o moțiune. Cu toate care un număr mare de luări de cuvânt, durata acestora este de doar 12 minute și 24 de secunde. Acest lucru din cauza că nu a mai citit declarațiile doar la depus la registratură. Actualul mandat a avut 2145 de voturi. Prezența sa la votul electronic este de 79%. Pentru munca presată în Parlament, Mihaița Găină încasează o indemnizație lunară de 10.448 lei. Pe parcursul acestui mandat, în cele 12 minute, a vorbit, printre altele, despre eroii din primul război mondial. Declarația mea politică de astăzi este, de fapt, un elogiu adus eroilor României în special celor căzuți în, 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 în Primul Război Mondial. Stimați colegi, scritorul american Bernard Malamud spunea fără eroi suntem toți niște oameni simpli fără să avem habar până unde putem ajunge. Istoria greu încercată a neamului românesc ne-a făcut să ajungem unde suntem și să fim cine suntem datorită tuturor eroilor români de la Decebal Mihai Viteazu până la eroii căzuți astăzi în Afganistan. În 2015, când președintele Consiliului Județean Ialomița, Silvian Ciupercă, a fost reținut pentru luare de mită și abuz în serviciu, pentru numirea unui anumit doctor pe funcția de manager al Spitalului Județean, deputatul Mihai Țăgăină a apărut în dosarul respectiv cu câteva convorbiri telefonice din care reiese că ar fi intervenit pentru oprirea unui protest care îl susținea pe un contracandidat la concursul de manager de spital. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului. Fidel partidului din care face parte, număr mare de declarații politice, prezență ridicată la votul electronic. Punctele sale slabe sunt următoarele: număr mic de luări de cuvânt, legături cu persoane cercetate penal, comunicare inexistente pe rețelele de socializare și număr redus de propuneri legislative. Pentru întreaga activitate depusă în acest mandat din 2016 și până acum, îi acordăm nota 6 deputatului PSD, Ialomița Mihăiță Găină.